Bună seara, copii! Astăzi vă voi citi o poveste minunată care se numește Albă ca zăpada. În timp ce broda în fața ferestrei sale, regina unui ținut îndepărtat se înțepă într-un deget cu acul. Și imediat câțiva stropi de sânge căzură în zăpada de pe marginea ferestrei. O, Doamne, răspunse regina.